Ce? Le-am lăsat acasă? Astea sunt așa de demodate. Dar sunt mai bune decât nimic. Wow! Ai șefuit un muzeu sau ce? S-a zis cu astea. Creionul meu special! Câteva jeturi și voi avea o nouă pereche de căști. Vezi? Așa mai merge! Muzica asta chiar sună grozav! E doar un alt truc cu creionul. Fac niște curățenie! Ce-s astea? Urme de pahar pe mobilă! Așa, totul e curățat! Mai multe urme de pahar? Credeam că deja am curățat câteva! S-au luat și astea imediat! Trecem la următoarea cameră! Pe oglindă? Cum de e posibil așa ceva? O să-i șterg asta de pe față! Continua să moței, dragule! Ce mult am curățat! Ce? Ia uite ce de urme! Situația scapă de sub control! Ha! Ce-i ăsta? E un creion de la 3D! Ha! Aș putea să-l testez! Trebuie să măsor un pahar făcându-i conturul! Uite așa! Acum să-l personalizăm nițel! Pentru început, ochi și o gură! Ia uite ce fețișoară! Așa drăguță! Bun, acum să începem cu creionul 3D! O să umplu cercul cu galbenul ăsta! Gata, acum niște alb! Trebuie să umplu ochii! Negru pentru pupilă și gură! Să nu uităm de limbuță! Vai, ai și drăgălaș! Ah, fețișoara asta! E atât de scumpă! Mamă? Ce faci? Nu! Să nu îndrăznești să pui canaia jos! Hai, fețișoaro, salvează mobila! Hiu! De acum înainte folosește un suport! M-am săturat să tot fiu nevoită să curăț toate urmele de pe mobilă! Și poate-ți faci curat și în cameră? Trebuie să recunosc că e un suport drăguț! Bun, tu treci! Poți intra! Distracție plăcută! Nu! Nu merge deloc! N-ai văzut semnele? Codul nostru vestimentar spune că trebuie să porți rochie! Trebuie să pleci! Haide! Of, ce tristețe! Nu știam! Acum ce mă fac? Hei! Creionul meu 3D! Da, cred că ăsta îmi poate rezolva problema! Uf, ce muncă grea! Și acum o fundiță ca să o finisez! Da, așa, dar ok! Scuză-mă, m-am întors! Wow! Cum ai făcut asta? Bine, se pare că respecti codul vestimentar acum! Bucură-te de timpul petrecut acolo! Wow, rochia ta e așa cool! Mersi, mi-am făcut-o singură! Ce club grozav! Somnușor! Nu pot să dorm cu lumina asta aprinsă! Ups, sunt atât de neîndemânatică! Oare ce altceva o mai fi de desubt? Ia uite! Am uitat de chestiile astea! Ce-i asta? Barbie? Nu te-am mai văzut de 1000 de ani! Stai liniștită, o să am iar grijă de tine! Ce drăguț! Barbie? Mă simt atât de urâtă! Cred că visez! Sper! Părea atât de real! Dar Barbie cea fricoșătoare avea dreptate! Te rezolv eu, stai liniștită! E timpul pentru o transformare! Ți-ar prinde bine o schimbare? Începând cu ținuta ta! Îți place roșul, nu? Mișcă înainte și înapoi creionul! Cred că asta e dimensiunea potrivită! Super drăguță!
Nu-i așa că deja te simți mai bine? Și nici nu a trebuit să mergi la cumpărături! Ne așteaptă visele plăcute! Ah, ce bine e! Somn ușor, draga mea! O rochie nouă? Mulțumesc! Nu pricep cum lumea poate să bea limonadă care nu e din lămâi proaspăt stoarse! Sunt așa plictisită! Poate că ar trebui să ies! Dar asta înseamnă că-mi trebuie pantofi! Bine! Iuhu! Da, Ava? Îmi trebuie niște pantofi! Nu-i așa de greu! Am ales perechea cea mai strălucitoare! Nu! Ah, ok! Of! Roșu aprins? Nu! Sandale? Sau poate Adidas și ăștia? Nu! Încălțămintea poate fi un accesoriu problematic. Măcar îmi place partea de sus. Ok, Ava, asta e ultima pereche pe care o ai. Hai, mă, nici măcar nu plouă. Te rog să nu mă concediezi. Pleacă de aici. Trebuie să rezolv treaba asta. Oare pot să fac eu niște pantofi? Frate, îmi pierd mințile! I-ar purta pe ăștia? Doar ei au mai rămas? Sau... ce ghiveci frumos! Știu! Folosește un creion 3D ca să umpli spațiile goale. Continuă până când îți faci forma dorită. O talpă de pantofi e gata! Acum ia un pahar de hârtie ca ăsta și tai-l pe jumătate. Folosește creionul ca să-l lipești. Dungile astea o să-l țină fixat. Continuă! Și după ce ai terminat, scoate bucata de hârtie. Folosește o panglică pentru a grupa firele alea. Fă o mică fundă elegantă! Drăguț! O să-i placă! Oh, Ava! Ți-am găsit perechea perfectă! Îți place? Serios? Foarte serios! Pe bune! O, Doamne, te rog să-ți placă! Nu pot să-mi pierd jobul pentru asta? Ești sigur? Viața mea depinde de momentul ăsta! Calmează-te, o să-i port! Chiar sunt drăguți! Să sperăm că sunt mărimea mea! Tare! În plus, mai sunt și unicat! Să mă laud cu ei pe Instagram! Dezastrul? Trebuie să fac eu totul pe aici? Da, am avut dreptate! Popcornul ăsta e delicios! Unde e? Unde e? Poate e sub pernele astea! Ce faci? Nu mai da cu perne în mine! Ia să mă uit și sub picioarele tale! Degeaba, am căutat peste tot! Care-i faza? Mi-am pierdut un cercel! Nu-l mai găsesc! Păi, frunza asta seamănă puțin cu cercelul tău! Lasă-mă puțin! Te ajut eu să rezolv problema! Ne salvează iar stiloul 3D! Nuanța asta de verde e superbă! Îmi place că lucește! Acum trec la partea cealaltă a frunzei! E distractiv să folosești o frunză adevărată? Gata! Acum o să scot frunza! Arată aproape ca o frunză reală! Acum o să atașez agățătoarea cercelului! Bun, o să mai fac unul! Acum pot fi purtați! Uite ce am pentru tine! Poftim! Arată bine! Ia să-i probez! Cum arată? Bine? Ce tare! Vai de mine, ce mult îmi plac! Parcă ar fi frunze adevărate! Ce drăguți sunt! Vezi? Nu trebuie să te mai stresezi!